Hello! Salutare! Sunt Iuli de la English Engleză și acesta este un nou video în care prezentăm câteva expresii specifice, idiomatice din limba engleză. Sunt acele expresii care nu pot fi traduse chiar cuvânt cu cuvânt dintr-o limbă în alta și care au echivalent și în română câteva expresii idiomatice. Le vom prezenta rând pe rând, le vom traduce și analiza, după care vom da câte un exemplu în propoziție. Iar pentru ca lucrurile să fie cât mai logice, am grupat aceste propoziții sub forma unui dialog. Ca de obicei, dacă apreciați ceea ce vedeți, nu uitați să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video, dacă nu ați făcut-o deja. Deci, haideți să ne uităm pe whiteboard și să analizăm aceste expresii. Mai întâi avem expresia echivalent românescului per ansamblu, cu alte cuvinte, luând în considerare toate lucrurile. În engleză spunem all things considered, toate lucrurile luate în considerare. Și putem avea un exemplu de genul, per ansamblu, proiectul a ieșit bine. All things considered, the project turned out well. Aici avem și verbul frazal turn out, care înseamnă a ieși, în sensul când ceva iasă bine sau iasă rău. Deci, all things considered, the project turned out well. Dacă doriți, un alt exemplu cu această expresie ar fi ceva de genul ei sunt într-o dispoziție bună per ansamblu, adică în ciuda situației sau luând în considerare toate lucrurile. They are in a good mood, all things considered. Avem apoi o expresie echivalent românescului șansele sunt ca sau șansele sunt că. Și aceasta este în engleză the odds are that. Aici cuvântul odds înseamnă probabilități. Deci este posibil ca. Șansele sunt ca. Probabilitățile sunt ca. Și avem continuarea dialogului. Da, dar șansele sunt ca am fi putut face mai bine. Yes, but the odds are that we could have done better. Aici pronunțăm the odds, pentru că cuvântul odds începe cu vocală. But the odds are that we could have done better. Aici avem un condițional, could have done. Am fi putut face. Deci, yes, but the odds are that we could have done better. Un alt exemplu cu această expresie, the odds are, ar putea fi o propoziție precum șansele sunt că nu o să obținem un împrumut de la bancă. The odds are that we won't get a loan from the bank. Apoi avem verbul a dezamăgi pe cineva. Probabil știți că în engleză există verbul a dezamăgi sub forma to disappoint somebody. A dezamăgi pe cineva. Însă în engleză avem și expresia to fail somebody. Fail însemnând a eșua și atunci a eșua față de cineva. De exemplu, noi am dezamăgit-o pe ea. În engleză vom spune we failed her. Am eșuat față de ea, cum ar veni. Și atunci avem fraza totuși simt că am dezamăgit-o neterminând la timp. Totuși vom spune still în acest caz. Still, I feel like we failed her by not finishing on time. Still, I feel like we failed her by not finishing on time. Aici simt că, spunem, I feel like, mă simt ca și cum. Urmează o expresie echivalent românescului în ce mă privește sau în ceea ce mă privește sau opinia mea este că. În engleză avem expresia as far as I'm concerned. I'm concerned înseamnă aici sunt preocupat, sunt îngrijorat de, mă interesează. Și expresia as far as, tradus mot-a-mot ar fi cât de departe, cu alte cuvinte, cât. Deci cât eu sunt preocupat. Cu alte cuvinte, cât mă privește, în ceea ce mă privește. Și atunci avem fraza, în ce mă privește, am făcut tot ce am putut. As far as I'm concerned, I did everything I could. As far as I'm concerned, I did everything I could. Un alt exemplu cu această expresie ar putea fi
în ceea ce mă privește, suntem bine. Adică suntem în regulă, suntem în grafic. As far as I'm concerned, we are good. Apoi, pentru expresia românească a o lua razna, când lucrurile o iau razna, avem în engleză expresia to go sideways. Cu alte cuvinte, a merge într-o parte. Side înseamnă parte, ways, cale sau drumuri. Deci într-o parte, sideways, pieziș. Și atunci fraza lucrurile au luat o razna de la început poate fi spusă în engleză things had gone sideways from the start. Aici am folosit to go sideways la timpul verbal past perfect. Deci had gone, forma a treia a verbului to go. Had gone sideways. Cu alte cuvinte, o luaseră. Things had gone sideways from the start. Acestea au fost, deci, 5 exemple de expresii idiomatice din engleză și echivalentele lor românești. Vă invit să urmăriți și partea a doua a videoclipului în momentul în care acesta va fi postat. În speranța că și acest video vă este de folos în studiul limbii engleze, vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept în continuare pe canalele noastre English Engleză și English Engleză 2 pentru noi lecții video, vă invit să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video în caz că apreciați ceea ce vedeți, iar până data viitoare vă doresc all the best, toate cele bune! Goodbye!